Ploile din ultimii ani au afectat grav casa cetățeanului Grauri Ion din satul Selemet. La moment, casa este avariată și dumnealui locuiește într-o bucătărie de vară alăturată. Ion Graur spune că de vină sunt nu doar ploile, ci și locul amplasării construcției. Arhitectorii au aprobat construcția casei, dar locul este permanent inundat. Eu trăiesc cam pe vale, nu știu atunci când m-am construit. Arhitectorul și eu un dat, că am pasport la casă, cred cum scade. Dar aici vine din dealul ăsta apă, din trei părți, de-a jos a patra de la biserică. Drept, și nu dovedește pe un canal aici să ducă, să învârteze așa și intră apă în beș, pe de una. Care este pricina care a adus la aceste deteriorări masive? Deci asta este umiditate excesivă. Și nu s-a exploatat respectiv măsurile care trebuiau să fie întreprinse la timpul lui pentru evacuarea apelor meteorice. Nu s-au făcut fapt care a permis apei sau umidității să-și facă lucru. Adică pereții au fost deteriorați, n-au fost legăturile respective de constructive și ei s-au împrăștiat practic. Ion Graur locuiește de unul singur. Copiii sunt la muncă peste hotare. De 10 ani de zile, feciorul din Irlanda nu a mai trecut pe acasă. El și-a întemeiat acolo deja o familie. 10 ani nu l-am văzut. Chiar, să vă spun drept, marți seara i-am sunat, că de-amânam de unde m-am promutat, să plătesc pe noastră, toate uslugurile astea, apa. Și sunt, n-a așteptat de la mine, că eu am copiii. Are familia, are doi copii acolo și lucrează eu singur. Și de grabă n-a așteptat, că eu sunt la bară să vin acasă. Dar eu am de câte ori, 6 vară trebuie să vin, numai are 10 ani, nu a fost acasă. O parte din vină o recunoaște și Ion Graur. Timp de un an de zile, dumnealui nu a fost acasă, timp în care beciul casei s-a umplut cu apă, temelia s-a deteriorat, iar pereții și tavanul au dat fisuri. N-a avut și nicăta, a fost beș plin, cine au știut câte ori, și s-a dus apa sub beș. Am luat la mine dacă plouă, nu mă sploie, dacă aici se mărtește apa așa. Cred că a intrat 50 de toane de apă în beșeala, unde s-a dus apa și s-a dus sub fundament. Ia că eu trăiesc într-o cuhne acolo și cuhnea se duce. Ion Graur s-a adresat de mai multe ori după ajutor la administrația publică locală, dar a fost ajutat o singură dată de la Fondul de Susținere a Populației din Raionul Cimișlia. Am scris o dată la Fondul Social sau cum în primărie și ne-am dus la domnul ăsta, cum îi zice, Matroi. Și unii spun unii că am pământ, că am televizor în culori, că am frigider, că am și aceea. O s-o cutit că în jurul la... El mi-a spus că în jurul la 10.000 sunt. Pe urmă îmi vine invitație de la primărie, mă duc la poștă, 2.700. Și ce ați făcut cu bani? Am luat un camaj de nesât, am dat 1.900. Pe urmă și putem să eu, cu 700 de lei. Cu părere de rău, bugetul primăriei și capacitatea primăriei nu are posibilitate să ofere acele servicii sau acel ajutor prin care solicită cetățenii noștri. Dumnealui are și familie, are copii, copiii sunt angajați și peste hotare, ar putea să-l ajute să repare această casă. Totodată, noi l-am informat că este necesar ca casa dumnealui, casa de locuit, să fie asigurată, ea, cu păreri de rău, nu este asigurată, la momentul potrivit, la timp potrivit, nu a fost pusă baza, temelia și protejarea acestei case de locuit. Casa este atât de avariată că nu mai poate fi restabilită. De aceea, potrivit specialiștilor, urmează a fi demolată. Ion Graur însă nu are mijloace bănești nici pentru a o demola și rămâne în așteptarea sprijinului din partea administrației publice locale sau a unor organizații de binefacere.